Bună și bine ați venit pe Tarotada. În această seară vreau să facem o etalare despre ce va urma în zilele care vin, ce vine către voi, la ce se gândește persoana din mintea ta, ce vrea să facă și ce văd, aceea vă spun. Haideți să vedem, dragilor. O etalare generală, o etalare care este valabilă în momentul în care o găsiți. Haideți să vedem energia persoanei la care voi vă gândiți. Perseverență, iluminare și victimizare, voi, vanitate, creație și orcoholic. V-ați cam săturat aici de victimizarea celuilalt și v-ați afundat în muncă și e bine ce faceți pentru că sunteți creativi, totul vă iese bine. Între voi, instinct, insecuritate și suflet pereche. La capătul setului de cărți, descoperire. Dragilor, aici aveți o persoană care toată ziua se plânge că nu este bine, că nu poate, că nu vrea, că nu îi ajunge, că nu sunt lucruri care persoana nu conștientizează puterea ei. Persoana nu-și conștientizează frumusețea. Lucrează în acest sens, dar nu poate să depășească un impas, nu poate să depășească acel moment în care să facă ceea ce îi este bine, pentru că persoana este iluminată, începe să se trezească, doar că are niște lucruri învățate din trecut, de la părinți, de la profesori, de la persoanele care au educat-o și nu poate să iasă din acest pattern învățat, acest model tipar pe care l-a văzut în familie. Voi v-ați cam săturat aici de plângerile, să nu spun smiorcăielile acestei persoane, pentru că voi vreți altceva. Voi sunteți suflete pereche, sunteți persoane care sunteți menite să fiți într-o uniune. Doar că această persoană, prin victimizarea ei, creează un disconfort și creează insecuritate. Nu mai știți ce să credeți. Simțiți că sunteți suflete pereche, simțiți că vă atrageți reciproc, că sunteți menite să fiți împreună. Probabil la momentul în care v-ați cunoscut, ați simțit că este acea persoană, că vă cunoașteți de 100 de ani, totul a decurs repede, doar că acum sunteți într-un impas. Insecuritate, nu mai știți ce să credeți. Dacă persoana este bună, dacă nu este bună, ce are ea de oferit. Pentru că nu prea oferă această persoană, doar se plânge. Haideți să vedem. Sunteți suflete pereche. Voi aici v-ați afundat în muncă, ați început să spuneți cam gata cu această victimizare, v-ați cam săturat și a început să iasă ego la suprafață, pe bună dreptate, pentru că voi sunteți persoane creative, ce iese din mâinile voastre este minunat, dragilor. Voi știți ce aveți de făcut și ați vrea și pe această parte sentimentală să vă fie bine. Doar că persoana pe care ați avut-o sau o aveți în viața voastră vă creează acest disconfort, această insecuritate. Marea preoteasă. Începeți să înțelegeți, dragilor, că succesul este la voi, este despre voi și cu voi. Depinde de voi ce manifestați. Avem aici Marea Preoteasă, 6 de bâte, carul, 9 de bâte, asul de monede, regele de monede, iar la capătul setului de cărți, 7 de spade. Aici, această persoană își fură singură căciula. Această persoană este într-o uniune cu voi, este într-o relație perfectă cu voi, doar că se amăgește singură, nu conștientizează acest lucru.
această persoană face ceva greșit, face ceva care va sabota această relație. Și voi ați înțeles acest lucru. Deși persoana vă iubește, sunteți într-o uniune aici, sunteți într-o relație de suflete pereche, doar că aici aveți niște lecții de învățat. Această persoană are victimizarea, voi aveți vanitatea. Persoana trebuie să înțeleagă că e propriul ei creator și lumea pe care o creează în jur, victimizându-se, este o lume tristă. Voi aveți vanitatea, știți că sunteți buni, știți că puteți, știți că ați oferit totul și începeți să vă detașați, deși relația este instinctuală, este de suflete pereche, este o frumusețe. Dragilor, dacă această persoană nu va înțelege că victimizarea nu-i aduce nimic bun, voi aici vă îndreptați către o victorie, către un nou început cu altcineva, spre care plecați repede. Este un rege de monede, taur, fecioară sau capricorn. Persoana din trecut poate fi o persoană în zodia peștilor, poate fi pești persoana. Voi vă îndreptați cu succes spre un nou început. Dacă această persoană nu se trezește și nu încetează cu această victimizare, voi vă îndreptați către altceva, pentru că aici este șapte de spade, este cartea hoțului. Este ceva care ați vrut să fie stabil, hierofantul, o credință. Poate că această relație mergea spre o căsătorie și ați văzut că nu face sens. Această persoană pe care voi o iubiți și pe care ea vă spune că vă iubește, nu face ceea ce trebuie într-o uniune. Și atunci încep să se dezechilibreze lucrurile. Șapte de băte. Știți că sunteți bine, sunteți puteți pleca mai departe atâta timp cât această persoană nu coincide cu valorile voastre. Voi vă îndreptați aici către o persoană onestă, către o persoană stabilă, către o persoană care să poată să vă ofere acest început stabil. Aici aveți doi regi. Persoana poate să fie, cum am spus, în zodie de apă sau poate să fie în zodie de aer, gemeni vărsător balanță. Doar că se victimizează, se plânge și fură fericirea relației voastre această victimizare. Acest lucru pe care voi l-ați crezut stabil. Noi credem că orice căsătorie aduce o stabilitate. Nu este chiar așa. Trebuie să vedem înainte de această căsătorie ce poate să ne ofere, ce potențial are această relație. Această relație are un potențial mare, doar că niciunul dintre voi nu mai vede acest lucru. Cum am spus, persoana se victimizează, iar voi ați început să înțelegeți că sunteți deasupra acestei persoane, puteți mai mult de atât și vă doriți, începeți să vă doriți mai mult de atât. Aici este creativitate și munciți mult la visul vostru. Probabil că înainte de o uniune, de o căsătorie, vă doriți și casă, și masă, și mașină, și o situație materială bună, ca apoi să porniți, să demarați o relație care să vină de la sine. Dragilor, viața se trăiește acum și aici. Ce va fi mâine nu știe nimeni, doar că voi sunteți sătui aici de plânsetele acestei persoane și hotărât să plecați mai departe. Voi vreți aici o familie și vreți o familie stabilă cu o persoană bună pentru voi. 10 de monede. 10 de monede este familia fericită. Știți că această persoană nu vă poate oferi ce vă doriți voi. Știți că nu poate. Această persoană nu a ajuns la gradul de înțelegere pe care voi îl aveți. Întreaga energie a relației este șapte de spade. Este un furt energetic, este o păcălire.
deși există sentimente, deși sunteți suflete pereche, doar că sunteți suflete pereche karmice, venite împreună să vă învățați niște lecții. Dacă în acest moment voi învățați aceste lecții, puteți merge liber mai departe, cu multă cunoaștere, cu multă înțelepciune, pentru că este momentul. Ori rămâneți în această relație și vă plafonați aici, rămâneți și trăiți această victimizare, această vanitate, această fațadă, o relație în care toată lumea crede că este perfect, dar înăuntru lucrurile scârție tare. Ori mergeți către o persoană bună pentru voi, acest rege de monede, care acum apare în viața voastră de nicăieri. Este un moment prielnic pentru o nouă relație. Cum fiecare face cum crede de cuviință, vreau să văd și de aici niște cărți. Această persoană se confirmă aici, în această etalare, că iubirea nu este suficientă, trebuie să facem ca lucrurile să se întâmple. Persoanele trebuie să aibă voință, trebuie să vrea persoana să facă lucruri, iar voi trebuie să învățați să primiți aici, fără vanitate, fără victimizare, fără ego. Aici trebuie să fiți conștienți de cine sunteți cu adevărat, pentru că sunteți persoane bune. Sunteți persoane care vă doriți relații frumoase. Haideți să vedem ce se întâmplă. Influență emoțională. Probabil persoana este influențată și de alte persoane. Intuiție și succes. Voi aici vă îndreptați către ceva frumos. Către o altă persoană care să coincidă principiilor și valorilor voastre. Aici aveți îngerul păzitor. Aveți un ghidaj corect, o protecție de acolo de sus, cineva vă iubește. Te protejezi, simte aripile mele care te învăluie cu dragoste și siguranță. Dragilor, aici aveți un succes strălucitor. Folosește-te de fiecare oportunitate favorabilă, o putere superioară lucrează alături de tine. Cineva te ghidează corect, poate o persoană plecată, poate ghizii tăi spirituali, oricine ar fi, ești ghidat corect să mergi către o nouă uniune. Acest suflet pereche karmic cu care voi ați crezut că vă puteți întemeia această familie, 10 de monede, va rămâne în acest blocaj, pentru că persoana nu dorește să depășească această limită. Instincte sunt, căile sunt deschise, doar că persoanei este teamă, este un nouă de bâte aici și se retrage, nu știe cum să acționeze și se victimizează. Și va rămâne mult timp în această situație pentru că nu vede oportunitatea relației voastre. Nu vede cum poate să depășească acest moment. Îi este teamă. Voi aici sunteți iluminați și mergeți mai departe către o altă persoană, către cineva care să vă împlinească așteptările, care să coincidă cu principiile și valorile voastre. Această persoană este influențată emoțional. Toate emoțiile tale sunt creatoare. Controlează-le pe cele mai nefaste pentru a efectua o transformare. Persoana are nevoie de o transformare, are nevoie de acel click, de acel lucru care să-l trezească, să o trezească. Doar că nu se întâmplă acum. Este timpul divin pentru voi, pentru o relație frumoasă. Pentru că am văzut Marea Preoteasă. Voi aici ați înțeles că sunteți pregătiți pentru o uniune. Intuiția. Ascultă vocea inefabilă din tine și vei fi ghidat, ghidată prin intermediul sincronicităților. Știi, ești ghidat. Să mergi către succes, către un nou început, către o victorie.
dar nu cu această persoană, pentru că această persoană, deși sunteți suflete pereche, rămâne aici într-un blocaj, nu poate să depășească acest moment. Probabil la un moment dat această persoană se va trezi, voi veți fi foarte departe, pentru că aici este un sabotaj, este o aducere într-o energie joasă și voi aici v-ați săturat. Mergeți și lucrați pentru că sunteți creativi, pentru că vă doriți totul. Iar această persoană vă oferă jumătăți de măsură. Aici este îngerul păzitor care vă protejează și vă ghidează corect. Absența iubirii. Nu ați simțit de la această persoană că vă oferă tot ce aveți voi nevoie și cum ar trebui să arate o relație completă. Aici aveți o desăvârșire. Aveți o carte care, în care voi vă doriți totul. Și această persoană nu poate în acest moment să vă ofere aceste lucruri și aici se renunță la această iubire, la această conexiune. Voi plecați mai departe. Această persoană va rămâne aici blocată pentru o perioadă. Vom vedea în alte etalări ce se întâmplă cu această persoană. Acum este momentul reinventării. Către voi vine o persoană receptivă în zodie de pământ, o persoană care vă va vedea potențialul, așa cum sunteți voi. Aici voi intrați într-o nouă etapă a vieții voastre, reinventați fiind un nou început, poate fi și pe plan material și pe plan sentimental o reinventare. Vine o persoană statornică, o persoană bună, nu are niciun fel de legătură cu această victimizare, cu această... Aici este o persoană copilăroasă, se poartă copilăros această persoană, nu știe cum să se poarte într-o relație ca doi oameni maturi, se poartă copilărește și se cere o reinventare. Persoana nu poate, atât poate ea la acest moment. Acum voi vă doriți cu totul altceva, poate aveți o vârstă, poate doriți să trăiți la intensitate maximă și mergeți către această persoană care vă va oferi aceste lucruri. Succesul strălucitor, nici nu veți ști ce se întâmplă, voi vă îndreptați aici către o desăvârșire, o împlinire. Aveți o revelație și probabil aici v-ați luptat cu această persoană mult timp. Ați tot vrut să o ajutați, să o faceți să evolueze, să creșteți împreună, să îi arătați calea corectă. Dragilor, până persoana nu va înțelege singură că are nevoie de acest pas, de această treaptă pe care trebuie să o urce, să o... acest lucru pe care trebuie să-l facă, nu se va întâmpla nimic. Voi aici ați înțeles acest lucru și plecați către o împlinire. Aveți o revelație și începeți să vă vedeți propriile priorități, să vă prioritizați pe voi. Inocență. Faceți acest lucru cu sufletul deschis. Sunteți persoane pure, bune, empatice, frumoase, care vă doriți o uniune perfectă și v-ați fi dorit această uniune cu această persoană, doar că această persoană nu poate în acest moment și voi vă îndreptați către o nouă persoană care vine către voi și alături de care veți trăi o iubire mare. Aici vă veți îndrăgosti de această persoană, această persoană este generoasă, este statornică, știe să ofere. Este într-o energie masculină, dacă sunteți o persoană, o doamnă, într-o energie masculină vine o energie, dacă sunteți doamne, într-o energie feminină vine către voi o energie masculină puternică, care să închidă cercul și să fie o uniune completă. Este o desăvârșire aici, o frumusețe. Mai vreau o carte de aici, pentru relația care vine către voi.
mai aveți și ceva de făcut. Stabilitate, trebuie să vindecați relația trecută, relația aceasta care poate aici sunteți persoane care sunteți într-un trio sau trăiți într-o situație în care nu prea mai puteți rezista și atunci vreți stabilitate, securitate, permanență și vă îndreptați către acest lucru pentru că această persoană care vine acum către voi în zodie de pământ, acest lucru vă oferă și veți primi o invitație de la această persoană în zilele care urmează. De voi depinde, dragilor. Persoana aceasta vă va telefona și vă va invita, vă va face o invitație într-un scop nobil pentru o uniune, pentru o iubire. Cineva vrea să vă declare iubirea, vă trimite un mesaj plin de iubire, de speranță. Voi decideți aici. Aici este o relație pe care ați avut-o, o relație în care persoana s-a victimizat, în care voi ați conștientizat că aceste lucruri nu se vor schimba, așa vor rămâne mult timp de acum înainte și ați început să visați la alte lucruri și să manifestați un suflet pereche care să fie în tandem cu voi, care să fie pe aceeași lungime de undă cu voi și persoana acum vine către voi. Nu va fi sabotare, nu va fi niciun fel de minciuni, măști. Aici este o relație care acum începe să se lege, stabilă, frumoasă, simplă, plină de iubire, de compasiune, de înțelegere și de lucruri frumoase. Lucruri bune se îndreaptă acum către voi. O persoană bună pe care voi trebuie să o primiți, lăsând în urmă ceva care a trebuit să trăiți, prin care a trebuit să treceți ca să învățați iubirea de sine, respectul față de propria persoană și lecția răbdării. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o zi minunată. Vă pup, pa, pa!